Salut, bunii mei prieteni, pomenul este iarăși miercuri, eu vă aștept la 20.30 pe antimafie.md la tradiționalele noastre exerciții de discernământ. Și cu această ocazie vă amintesc că acest canal de YouTube ar putea deveni un mijloc de informare în masă în cazul în care dumneavoastră nu uitați să puneți un like și să vă abonați la acest canal de YouTube, pentru că doar așa vom putea să facem concurență unor televiziuni și unor instituții mass media care rămân captive unor cercuri de interese și unor interese ascunse în spatele unor clanuri mafiote care acum încearcă să-și împartă sferele de influență după ce a sucombat mafiotul și criminalul numărul 1 a acestei țări. Bunii mei prieteni, se pare că am scăpat de Plahotniuc. Se pare că, așa cum vă spuneam încă acum o lună, când făceam o glumă spunând că l-au furat extraterestri, acum îl vânează, se pare că, serviciile rusești ca să-l captureze și să-l judece în Rusia pentru faptul că le-a furat vreo 22 de miliarde de dolari sau că i-a spalat prin Republica Moldova. Bunii mei prieteni, așa sau altfel, Republica Moldova la ora actuală este fără Plahotniuc. Am văzut astăzi o înregistrare telefonică unde un mafiot, un alt mafiot, un criminal de la Moscova pe nume Usate încerca să negocieze cu Plahotniuc condițiile în care l-ar fi slujit într-o campanie electorală. Noi intuiam că Plahotniuc vrea în acea campanie electorală să ia totul și să nu dea nimănui nimic și să aibă o majoritate parlamentară. Și asta, de fapt, nu i-a reușit în campanie electorală. Tocmai din cauza asta, noi, după alegerile parlamentare, spuneam: oameni buni, a luat numai 30 de mandate, fiți buni și-l dat jos. Din păcate, s-a întâmplat cu totul altceva. Din păcate, cei care au venit acum la guvernare n-au negociat nimic între ei, iar faptul că ei se află la ora actuală într-o singură horă, această nuntă a fost decisă în altă parte. Eu am impresia și trăiesc cu îngrijorarea că noi suntem obiectul unei tranzacții internaționale despre care știm foarte puțin. Eu am informație că rușii pregătesc la ora actuală o intervenție în Transnistria. Se pare că acolo vor elimina un regim mafiot al lui Gușan și vor instala acolo o guvernare loială Chișinăului. Vă asigur că dacă se produce acest lucru și dacă acest plan face parte din planul instalării acestei guvernări PSRM acum la Chișinău, atunci federalizarea nu a fost obiectivul Rusiei, așa cum știam de la bun început. Și această carte jucată de mafiotul Plahotniuc cred că a fost cea mai proastă figură în viața lui. Deci Rusia nu a dorit și nu dorește federalizarea Republicii Moldova. Rusia dorește ca aici, la Chișinău, să instaleze un regim foarte loial Moscovei. Un regim care, pe lângă neutralitatea permanentă și pe lângă o armată militară, o armată rusă pe teritoriul Republicii Moldova, să mai bată în cuie și un regim care nu va fi niciodată loial Bucureștiului și nu și va înăduși orice dorință de a crea aici o situație favorabilă Unirii Republicii Moldova cu România. Eu am de gând miercuri să vă expun în detalii ce cred eu că s-a întâmplat. Așa sau altfel, eu vă rog să fiți cu ochii pe noi, pentru că ceea ce avem la ora actuală la guvernare se pare că este rezultatul unei înțelegeri extrem și extrem de obscure, unei înțelegeri care este în mod sigur îndreptată împotriva României și împotriva noastră, a românilor din această țară. O înțelegere la care România nu a participat și n-a avut niciun cuvânt de spus. Eu vă aștept miercuri la 20.30 pe antimafie.media. Nu uitați să puneți un like pe canalul nostru de YouTube la această emisiune. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, antimafie.media. O zi cât mai bună să aveți!